Menstruațiile nu vor mai fi tabu. S-a terminat cu mersul la muncă cu stare de rău, să mai trebuiască să te îndopi cu pastile înainte sau să necesite ca femeile să-și ascundă durerea. Este declarația unui oficial din prima țară care ar putea să adopte concediul menstrual plătit. Guvernul de stânga al Spaniei a prezentat marți un proiect de lege care prevede acordarea unui concediu menstrual femeilor care suferă de menstruații dureroase, proiectul fiind o premieră în Europa, informează AFP. Vom fi prima țară din Europa care va institui un concediu medical temporar, finanțat în mod integral de stat pentru menstruații dureroase și invalidante. Și-a exprimat satisfacția ministrul egalității Irene Montero la finalul unui consiliu al miniștrilor. Ar fi bine să dea 3 zile, nu una. Așa stai și femeile mai libere, e mai dificil la femei. Nu cred că asta ar fi o problemă chiar atât de importantă. Sunt alte lucruri mult mai importante decât concediul ăsta. Părerea mea. Acum, dar credeți că femeile ar avea nevoie? Cu turușii, da, ar avea nevoie. Da. O femeie care muncește, care are un serviciu și vrea să muncească, nu cred că ar fi necesar. Dar cu turușii, da. În ziua de astăzi, îți destui care ar cere așa ceva. Putea să fie bine și pentru România. Credeți că femeile au nevoie de concediu menstrual? Este o zi care e delicată și e foarte rău atunci când nu ești bun de muncă, nu dai randament. Asta e. Mai bine stai acasă. Păi trebuie să stai repaus. Da, ar fi bine. Irene Montero a declarat marți anterior la televiziunea publică spaniolă că acest concediu medical care va trebui semnat de medicul curant nu va avea durată limitată, în timp ce o versiune preliminară a proiectului difuzat săptămâna trecută de mass media evoca un concediu de 3 zile ce putea fi majorat la 5 în cazul unor simptome acute, transmite Ager Press. Dacă executivul va obține undă verde din partea deputaților, Spania va deveni prima țară din Europa și una dintre puținele din lume, care va integra această măsură în legislația sa, alături de Japonia, Indonezia sau Zambia, de exemplu. Concediul menstrual este una dintre măsurile cheie ale unui proiect de lege mai amplu care prevede de asemenea consolidarea accesului la avort în spitalele publice, care practică în prezent mai puțin de 15% din întreruperile voluntare de sarcină din Spania, din cauza unor obiecții de conștiință masive din partea medicilor.